proiectul mult așteptat să vă filmez clipul cu My Room Tour. Vreau să vă pregătesc de pe acum, apartamentul meu este foarte mic, m-am mutat aici deoarece nu mă mai simțeam bine în fostul apartament, chiar dacă era mult mai mare. Și sper să vă placă, sper să apreciați faptul că v-am filmat totuși acest clip. Mi se pare puțin ciudat, încă nu sunt obișnuită cu ideea asta de My Room Tour, My House Tour. O să vă fac probabil și un house tour dacă chiar vreți și la Mureș. Dar, deocamdată, acesta este apartamentul unde stau în Cluj și să vedem. Okay. Acesta este apartamentul, sper să nu vă vorbească lumina. Aici filmez eu. Deja am o punguță cu produse pregătite pentru un haul, o să vă filmez și pe acela imediat. Aici în spate sunt parfumurile de care mă întrebați mereu, da, sunt ale mele toate. Sunt pasionată de parfumuri și o împătimită, îmi plac foarte, foarte mult. Acolo în spate, în acea cutie, îmi țin bijuteriile și lângă am câteva cutii cu ceasuri și alte cutii de bijuterii, etui de la ochelari, ochelari de vedere, ochelari de soare. Adică nu știu cum să le organizez pe acelea, nu m-am decis. Știți că m-am mutat de mai puțin de o lună și atunci încă le mai tot mut. Mai am și sus niște parfumuri, este parfumul de păr, setul de la Chloe, cutia care mi s-a părut super simpatică și am vrut să o păstrez și uleiul parfumat de la Al Haramein. În spate este Sfânta Teodora, icoana primită de la mama, cu încă o iconiță, îngerașii și suportul cu cercei, care sincer nu prea mai place și trebuie să găsesc o altă modalitate de a-mi ține cercei. Apoi aici am suportul pentru oje, pe care îl știți, un mărțișor de la mama și câteva dintre cele mai iubite cărți. Jos am o lumânare, două cutiuțe și în cutia mare de acolo pe care este o scoică îmi țin toate felicitările primite în ultimii 5 sau 6 ani. Aici este colecția de miniuri. Inițial am vrut să am un suport de cupcake, de brioșe, însă m-am răzgândit și nu știu cât o să reușiți voi să vedeți. Am luat o ramă foto, înăuntru are o poză și pe ea am rupt suportul acela care l-avea pe spate ramă și aici am pus miniurile pentru că mi se pare mai interesant așa. Dar când mă plictisesc de poza aceea, pot să o schimb cu altceva și tot așa. Rama roșie este făcută de sora mea cu o poză, cu mine, o cutiuță, suport de lumânări, o carte, acela e Shobo din spate și Maria când era micuță, dar simpatică era la ceva observare. Ok. Aici am masa de machiaj, ați văzut-o în colecție. O să vă arăt încă o dată ce am primit. Ce mă deranjează foarte mult la apartament în momentul de față este că e plin de cabluri și trebuie să găsesc o modalitate de a le masca. Aici am ăsta cu televizorul, televizorul ăsta trebuie să zboare, să vină altul, cât de curând, sper că luna aceasta sau luna viitoare, încă o cutiuță. Aici am DVD-uri, nu mă mai uit la ele, nu le mai strâng, aveam o pasiune la un moment dat pentru ele și am foarte multe la Mureș, însă pe acestea le-am păstrat aici pentru că sunt filme ce-mi plac foarte mult, un deodorant de cameră evident, câteva poze și un bol, aici este o comodă. Vreau să pun un tablou pe care o să mi-l facă mama aici, pentru că este prea acolo peretele acela. Tabloul ce l-aveam și în apartamentul celălalt, cred că o să las chiar acolo jos, cel puțin momentan, nu știu încă, să vedem. Și aici este unul dintre reflectoarele pe care le folosesc atunci când filmez. Îi lipsește farfala, dar nu îl țin cu acea montată tot timpul în casă, pentru că ocupă prea mult loc. Acesta a rămas montat, nici nu știu de ce, pentru că știam că trebuie să filmez, probabil. Ok, aceasta este kicineta. Să vă arăt că astea sunt tare simpatice. Niște cărți de bucate. Aici am două căni, un set primit de la tata și făcut de tata de Crăciun. Poză cu prietenul meu și o poză cu mine. Cana aceea de la mama. Aici este un suport cu trandafiri primiți de la prietenul meu uscați.
Aici am bolurile, condimente, cărți de bucate, un set de la Ikea de tocătoare, alte chestii diverse, minuni. Acesta, o știți, este stropitoarea de la Schickville. Da, de la Schickville. Și aici, pe măsuța, aici mănânc, am suporturile acestea de vase de la Ikea cu ghiveci, o floare și o broscuță testoasă care mă însoțește din primul an de liceu. Tot timpul am cu mine, îmi place foarte mult și are și biluță în ea, se spală ușor, o iubesc tare, tare mult. Aici este măsuța cu laptopul, cablurile de care v-am zis și care de care mă împiedic toată ziua, aproape să-mi rup gâtul. Trebuie să găsesc o modalitate, fiindcă trebuie să vină prin spatele canapelei cumva. Oricum, cablul de internet, când o să-mi pun routerul, l-am scăpat de el, boxele vreau să le montez prin Bluetooth sus un alt sistem. Deci mai este foarte, foarte mult de lucru. După cum vedeți, este destul de miculuț apartamentul, dar...